Bună ziua, Rac, vă spun și vouă și bun găsit pe canalul meu de YouTube, Oracul Scobai Mary. Continuăm seria citirilor în zona dragostei pentru luna septembrie 2019. Rac, voi v-ați situat pe locul 5, luna trecută, din punct de vedere al vizualizărilor. Rac este zodie de apă, începe din 22 iunie și ține până în 22 iulie. Pentru această citire ne va ajuta setul de cărți a îndrăgostiților, acest set care are cărticelele sub formă de inimioară. Pe o parte a cărților este mesajul, iar pe cealaltă sunt imaginile, după cum vedeți. Este destinat special pentru relația de cuplu, pentru relația de iubire. Deci este făcut în așa fel încât să ne poată răspunde întrebărilor legate de zona iubirii. Vom extrage trei cărți reprezentând prezentul, trecutul și viitorul, iar în timp ce eu amestec, puteți să vă concentrați asupra problemelor sau situației prin care treceți sau la o anumită întrebare la care doriți răspuns, clarificări, iar la sfârșit veți vedea dacă și cum veți putea pune în practică recomandările care vin de la aceste cărți. Dacă simțiți că nu rezonați cu aceste citiri, aceste mesaje, aceste recomandări, această citire nu este pentru voi. Și de asemenea, această citire este valabilă și pentru cei care au ascendentul Luna sau Venus în Rac. Și haideți să începem. Prima carte reprezintă trecutul, cea de-a doua și din mijloc prezentul, iar cea de-a treia viitorul. Deci, RAC trecut, acceptarea este cheia pentru a avea pacea interioară. Sunt timpuri când trebuie să acceptăm lucrurile așa cum sunt ele. Și nu are niciun sens să încercăm să schimbăm ceea ce este deasupra controlului nostru. Deci trebuie să acceptăm pentru ca să avem o pace interioară. Vedeți și imaginea. Aceasta este pentru trecut. Nu încerca să schimbi ceea ce este deasupra controlului tău. Pe prezent avem mesajul: este important pentru tine chiar acum să faci un pas înapoi și să petreci ceva timp singur. În loc să te concentrezi pe alții, acum este timpul să te concentrezi pe tine și să-ți dai tot ceea ce e mai bun pentru tine. Și să vedem și imaginea, foarte frumoasă culoare, liniștitoare. Iar pentru viitor avem noi începuturi. O nouă aventură așteaptă. Îmbrățișează-o și trăiește-ți visurile pasionant. Foarte frumos. Dacă simțiți că rezonați și vi se aplică situației voastre, este un mesaj foarte pozitiv. Noi începuturi, aventura, o nouă aventură te așteaptă, îmbrățișează-o și trăiește-ți visul. Este și recomandarea cărții. Deci, în primul rând, nu foarte îndepărtat, în trecutul nu foarte îndepărtat, îți este recomandat ca să accepți pentru ca să ai o pace interioară și în anumite timpuri trebuie să acceptăm lucrurile așa cum sunt ele. Nu există niciun sens să încerci să schimbi ceea ce este evident deasupra controlului tău. Apoi este important pentru tine să faci un pas înapoi și să petreci ceva timp singură sau singur. Și în loc să te concentrezi pe alții
Concentrează-te pe tine. Da? Este foarte important să ținem seama de acest mesaj, pentru că uneori ne concentrăm mai mult pe alții decât pe noi înșine. Iar pentru viitorul apropiat se prevăd noi începuturi și o nouă aventură te așteaptă. Îmbrățișează-o și trăiește-ți visurile. Cam acestea au fost recomandările pentru luna septembrie în zona iubirii și a relației de cuplu pentru voi, RAC. Eu vă mulțumesc încă o dată pentru vizualizări, pentru like-uri, pentru aprecierile pe care mi le scrieți în fiecare lună. Vă doresc o lună de septembrie minunată, cu binecuvântări, succese pe toate planurile. Vă doresc multă sănătate, multă iubire în viața voastră, fiți mai blânzi unii cu ceilalți, iubiți-vă mai mult și până data viitoare vă doresc numai bine!